Mănâncă mai multe fructe și legume, sunt sănătoase. Fructele au zahăr și îngrașă. Dacă e bine să reducem consumul de zahăr, iar fructele au zahăr, trebuie să mâncăm mai puține fructe? Adesea, persoanele care vor să slăbească se întreabă dacă pot include fructele în dietă sau e mai bine să stea departe de ele. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit și în acest clip vreau să-ți vorbesc exact despre zahărul din fructe și dacă e cazul să ne ferim de el. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. În primul rând, trebuie menționat că zahăr este un termen folosit în vorbirea curentă pentru a denumi diferite ingrediente. Zahărul de pe eticheta unor băuturi și alimente se poate găsi, de exemplu, ca sirop de glucoză fructoză, conține de obicei mai multă fructoză decât glucoză. Sirop de porumb, 100% glucoză, fructoză, zahărul din fructe. Galactoza, alături de glucoză, formează lactoza sau zahărul din lapte. Sucroza, care este zahărul de masă, adică fructoză și glucoză în părți egale. Glucoza și fructoza sunt molecule simple de zahăr sau monozaharide. Absorbită în sânge, la nivelul intestinului subțire, glucoza crește mai mult glicemia spre deosebire de fructoză, care trebuie prelucrată de ficat și are un impact mai redus asupra glicemiei. Totuși, pe termen lung, și fructoza poate afecta sănătatea prin depunerea de grăsimi la nivelul ficatului și abdomenului. Nu este un secret că un consum foarte mare de zahăr pe termen lung este nociv, însă cercetările arată că efectele negative sunt legate în special de consumul excesiv de zahăr adăugat, mai degrabă decât de zahărul prezent în mod natural în fructe sau lapte. Un consum mare de fructoză rafinată, adăugată în alimente, este asociat cu un risc sporit de diabet și boli cardiovasculare conform studiilor. De aceea se recomandă ca maxim 10% din caloriile zilnice să provină din zahăr adăugat. Fructele conțin zahăr sub forma unui mix de sucroză, fructoză și glucoză. Totuși este mai dificil să ajungi la exces de fructoză mâncând fructe în comparație cu alimente și băuturi cu zahăr adăugat. De exemplu, un măr mare conține 23 de grame de zahăr, dintre care 13 grame este fructoză. O sticlă de băutură răcoritoare de 500 de mililitri are 52 de grame de zahăr, din care 30 de grame de fructoză. Iar diferența majoră este că această băutură are o valoare nutrițională mult mai redusă decât a fructului. Pe lângă zahărul prezent în mod natural, fructele conțin fibre, apă, vitamine, minerale și antioxidanți, având o valoare nutritivă ridicată. Fibrele, în special cele solubile, reduc nivelul de colesterol, încetinesc absorbția carbohidraților și cresc gradul de sațietate. O banană de dimensiune medie furnizează circa 25% din cantitatea recomandată zilnic de fibre solubile, care sunt importante pentru o digestie bună și pentru că protejează împotriva cancerului intestinal. Fructele sunt o sursă bună de nutrienți, cum ar fi potasiu, folat sau vitamina C. Desigur, există numeroase tipuri de fructe, iar compoziția și beneficiile lor variază. Așadar, alege fructe variate pentru a-ți asigura toți nutrienții. Acolo unde este posibil, îți recomandăm să mănânci fructele cu tot cu coajă, deoarece este bogată în substanțe hrănitoare. Unele fructe au un conținut scăzut sau foarte scăzut de zahăr, ca de exemplu lămâi și lime, le poți folosi la limonadă sau stoarce în apă pentru un plus de aromă. Căpșune, deși dulce, au o cantitate redusă de zahăr și multă vitamina C. Zmeură, mure, kiwi, grapefruit, pepene roșu, portocale. Persoanele care vor să reducă din cantitatea totală de zahăr sau suferă de anumite afecțiuni pot alege aceste fructe mai puțin dulci. Beneficiile fructelor depășesc cu mult așa zisele riscuri. Iată ce spun studiile despre avantajele consumului de fructe. Așa cum spuneam și mai înainte, cresc cantitatea de fibre consumate. O alimentație bogată în fibre te ajută să te simți sătul, reduce poftele, hrănește bacteriile bune din intestin și susține scăderea în greutate. Fibrele ajută la menținerea unei glicemii constante, un lucru important mai ales pentru cei cu diabet. Consum mai mic de zahăr. Cei care înlocuiesc dulciurile cu fructe la gustări consumă mai puține calorii și mai puțin zahăr. O sănătate mai bună per ansamblu. Cercetările arată că un consum ridicat de fructe și legume este asociat cu un risc scăzut de mortalitate, în special de boli cardiovasculare și cancer. Risc scăzut de obezitate. Este mai puțin probabil ca persoanele care consumă fructe să dezvolte obezitate și probleme de sănătate asociate acesteia. Dar cum rămâne cu fructele sub alte forme? Sucurile de fructe. Multe dintre sucurile de fructe îmbuteliate conțin apă, zahăr și un concentrat de fructe. Chiar și sucurile proaspete, obținute direct din fructe stoarse, au o cantitate de zahăr mai mare decât dacă ai consuma ca atare fructele folosite pentru producerea lui. În plus, fructele conțin și fibre, astfel că sunt mai sățioase și trebuie să le mesteci, ceea ce încetinește consumul lor. E mai ușor să bei un pahar de suc de portocale decât să mănânci 4-5 portocale.
Sucurile obținute din fructe stoarse cu tot cu pulpă sunt o variantă mai bună, însă din cauza că se beau repede, poți consuma o cantitate prea mare fără să-ți dai seama. Fructele uscate reprezintă o sursă mai concentrată de zahăr, deoarece lipsește apa. 100 de grame de caise uscate, de exemplu, conțin 40 de grame de zahăr, în timp ce 100 de grame de caise proaspete doar 6 grame de zahăr. Adesea, multe dintre fructele uscate se găsesc sub formă confiată, adică au un adaos de zahăr și siropuri pentru a ține mai mult și a fi mai dulci. Așadar, consumă fructe uscate ocazional cu moderație. Hai să tragem niște concluzii. Orice aliment consumat în exces poate dăuna pe termen lung, mai ales în cazul unei alimentații dezechilibrate. Însă zahărul din fructe este prezent alături de fibre, vitamine, minerale și apă, ceea ce îl face mai prietenos pentru organism. Asta nu înseamnă că trebuie să trecem în cealaltă extremă și să mâncăm multe kilograme de fructe pe zi, ci să integrăm zilnic 2-3 porții de fructe, cât mai variate, în dieta noastră. Paradoxal, oamenii care se îngrijorează că bananele au prea mult zahăr și îngrașă nu au nicio problemă în a ronțăi un baton de ciocolată sau o pungă întreagă de bomboane. Este în regulă să mâncăm și dulciuri clasice sau deserturi care nu sunt fructe, atâta timp cât facem acest lucru mai rar și nu în cantități mari. Însă a demoniza fructele și a le evita cu totul înseamnă să ne privăm de surse valoroase de nutrienți și de o paletă de gusturi delicioase. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!